Astăzi suntem la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din anii noi, unde YMC Moldova la pândemnul și cu în urma negocierilor cu primăria din orașul anii noi și cu președintele raionului am efectuat o donație de laptopuri pentru această instituție. Este vorba de un număr de 20 de laptopuri. Laptopuri noi care pot servi un instrument suplimentar de a ridica nivelul de digitalizare în rândul tinerilor. Este o donație pe care YMCA Moldova o face în mai multe instituții de învățământ din școala noastră și pentru noi este o onoare că aici, la Nenii Noi, se instituie un nou centru digital educațional unde tinerii vor putea să-și dezvolte cunoștințele, să aplice noi metode de învățare. Va servi și o bună platformă și pentru profesori, pentru a se pregăti, eventual și pentru tineri, pentru a studia, și noi ne bucurăm că există un parteneriat puternic între YMCA Moldova și Primăria Nenii Noi și Consiliul Raional Nenii Noi, astfel încât să putem realiza mai multe frumoase, lucruri frumoase și pentru raion, dar și pentru societatea întreagă. Deci la momentul de față am primit prin intermediul IMC Moldova, în urma negocierilor cu, în primul rând, cu Consiliul Raional și Primăria Nenii Noi, am primit la toate trei licee din Nenii Noi notebook-uri, calculatoare pentru digitalizarea tineretului și pentru dotarea claselor viitorului. Mulțumim IMC Moldova, dumneavoastră domnul Dumitru, și sperăm că în viitor vom avea o conlucrare la fel de reușită, poate și în alte domenii, IT și viitor. Această donație este foarte importantă pentru noi și este oportunitate pentru a dezvolta competențele digitale a copiilor. Suntem o instituție dotată, dar dotarea pe care o avem încă este insuficientă, deoarece avem peste 1000 de copii și acum se studiază educația digitală începând cu clasa a doua și respectiv aceasta este oportun. Este important încă din alt punct de vedere, fiindcă suntem axați pe orele și disciplinele transdisciplinare, adică proiectele transdisciplinare. Și un astfel de spațiu, cum este laboratorul digital, unde se vor organiza și desfășura activități, proiecte transdisciplinare, este foarte bun pentru Liceul Mihai Eminescu. Sala aceasta pe care o avem noi acum, deci am plasat calculatoarele în sala viitorului, deoarece sala preconizată pentru acest laborator digital este în reparație capitală. Va fi gata la sfârșitul semestrului acesta, unde copiii, cadrele didactice și toți doritorii vor avea acces pentru a promova și anume a-și dezvolta acele competențe necesare pentru viitor, pentru viitoarea profesie. Vestea că vom beneficia și am beneficiat de 20 de calculatoare performante, așa în viziunea mea metaforică ar fi ca ziua de Paști când se dăruie fără a depune ceva. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că suntem liceu clasic, avem doar clase liceale și în momentul când elevii au o anumită vârstă și educația digitală este în special pentru ei, avem posibilitatea să asigurăm această educație digitală prin laptopuri performante și mai mult decât atât, întotdeauna am visat ca să avem o extindere și atât lucrul acesta se realizează și credem și în povești că dacă crezi, visul devine realitate și dorim ca acest centru digital să fie în alt spațiu, un spațiu mai voluminos și am putea să acoperim trei segmente. Cât este centrul de plasament pentru refugiați, vom implica elevii de acolo, dar de ce nu și persoanele mature care vor avea posibilitate. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc încă o dată pentru faptul că, să zic așa, undița aruncată prin scrisoarea de solicitare a prins, eu știu, acea nadă, dar mulțumim foarte mult domnului Mațarin, primarul orașului Anei Noi, pentru implicare și pentru, eu știu, sprijinul dumnealui în a beneficia de lucrul acesta și mulțumim dumneavoastră. Donația respectivă este foarte binevenită la moment, fiindcă în cadrul proiectului Clasa Viitorului am câștigat, dar avem nevoie anume de tehnică de calcul
pentru dotarea acestui cabinet și chiar vă mulțumim foarte mult pentru că orele la toate disciplinele școlare și ține de ciclul umanist și real se vor desfășura la cel mai înalt nivel. Calculatoare avem în sala de calculatoare care sunt de acum învechite și necesită de a fi schimbate. Calculatoarele care am primit acum noi, am văzut că sunt o ediție foarte nouă și profesorii care le-au văzut deja, au făcut cunoștință, sunt foarte încântați și așteaptă cât mai repede să înceapă a lucra și a desfășura ore.